Segmentul următor este cel al materiilor prime. Aici avem o dinamică așteptată pe aur și pe petrol. Aurul este în creștere. De ce să crească aurul? Pentru că piețele de capital au scăzut. Uneori această corelație este funcțională, alteori mai puțin. Să zicem că este un element, dar mai degrabă cauza comună este cea a temerii de război valutar. Dacă yuanul s-a slăbit față de dolar, atunci SUA ar putea căuta o contracarare. Ce ar însemna o contracarare? Ar însemna să găsească metoda prin care, față de aceste niveluri, dolarul să slăbească. Ceea ce ar putea să însemne că, fie prin mijloace monetare, fie chiar prin ipoteza pe care o respinsese Kudlow săptămâna trecută, aceea de intervenție, dolarul să se dorească a ajunge mai slab. Dacă dolarul este mai slab, ar trebui să ai apetit pentru ce? Pentru materii prime. Dar materiile prime legate de industrie, legate de economie, legate de consum, nu au cum să o ducă foarte bine într-un astfel de mediu economic. Și atunci mai rămân cele care doar salvează, care doar protejează valoarea de cumpărare. Și aici avem un răspuns pozitiv pe aur. Între altele, e de așteptat ca răspunsul să fie pozitiv și pe monedele virtuale, care de asemenea nu au un rol, care nu oferă un randament intrinsec. Și Bitcoin a mers în sus destul de consistent. De altfel, a bifat la câteva zile distanță de când ne întrebam dacă va trece 10.000, pragul de 10.000, a bifat zona de sus a unui, acum am putea spune, a unui canal de trend ascendent. Va și sparge 11.650, 11.700, eu zic că nu obligatoriu. Nu obligatoriu de data aceasta, însă pare a fi destul de încurajator. Destul de încurajator acest chart. Pentru aur, tendința este deocamdată creștere, mică pauză, creștere, mică pauză și tot așa. Sesiunea de vineri s-a păstrat în jurul lui 1440-1450 și de acolo a fost o bază pentru plecarea următoare. Creșterile însă procentuale nu sunt foarte mari. Ori piața a obosit, ori se pregătește pentru ceva mult mai amplu. Una din două. Acum însă suntem la cel mai înalt nivel de după, nici nu ne intră pe grafic, dacă nu facem mult, mult zoom out, de după 2013. Deci, 6 ani. Zona de rezistență este la 1466, apoi 1488. Iar suportul zilnic ar fi la 1430. Din punctul meu de vedere, piața este tot mai vulnerabilă la corecții adânci intraday sau chiar intraweek, însă ceea ce se întâmplă pe un orizont mai lung de timp promovează apetitul pentru aur. Îmi amintesc de faptul că în câteva ocazii trecut creșteri în zona de mai sau depășirea maximelor anterioare a dus ulterior la pauze și nu m-ar surprinde să se întâmple și de data aceasta. Dar din nou perioada cheie este în jur de 4 și jumătate. Bun, pentru petrol ce ne așteptăm să se întâmple? Păi după măcelul de săptămâna trecută a fost o revenire care tehnic a arătat deosebit de frumos, pentru că s-a oprit în zona 56-11, într-o zonă anterioară de, mă rog, a fost suport, acum este rezistență. Iar la nivel de închidere, 41-4 a pus stabilă apetitului constructiv. Ei bine, în sesiunea asiatică a început deja o corecție care s-a accentuat ulterior. Nu este o dramă, este o evoluție destul de bine ținută sub control și care, după părerea mea, ne arată că pe termen scurt piețele caută o stabilizare. 54-62 este vulnerabil în sesiunea de astăzi, fiind destul de aproape ca suport, apoi 54-37 e de luat în calcul, nu e la fel de vulnerabil și ulterior 54-25, asta înainte de mai importantul 53-60. Dar, după părerea mea, deși presiunea este inițial descendentă, nu m-ar surprinde ca în această zonă să se caute, să se
caute un minim. Asta din punct de vedere al graficului. N-aș spune că fundamental văd și motivele pentru aceasta. În raportul Baker Hughes am avut o scădere cu câteva. Aici vorbim cu 6 instalațiile petroliere, sunt diferențe pentru petrol și gaze, dar ideea este că Shale Oil nu, segmentul de șist de petrol și gaze din SUA nu este exploziv în această perioadă. Dimpotrivă, avem o reducere a numărului de sonde aflate în funcțiune. Deci o tendință ușor descendentă. Probabil că OPEC-ul este în alertă, însă nu prea văd ce ar putea să facă în condițiile în care economia globală e afectată și dacă și tranzitul comercial este influențat de această accentuare a tensiunilor comerciale, atunci e destul de greu să contracarezi. De urmărit, în primul rând, sesiunea de astăzi, care este răspunsul Statelor Unite, dacă China găsește o punte de dialog, dacă semnalizează că a fost doar un avertisment, bine, cel mai bun lucru, dincolo de declarații, ar fi să vedem că mâine sau zilele următoare există o alunecare, o ușoară scădere a cursului USD-CNY, CNI, deci dolar yuan. Pentru că dacă nu se întâmplă asta, dacă tendința continuă, atunci avem risc de scăderi treptate în piețele de capital care pot să devină la un moment dat destul de consistente. Pot să se transforme în ceva mai aproape de teamă, de panică. Și cu lichiditatea nu e foarte amplă în august, mare atenție. Mare atenție astăzi și la evoluția din piețele bursiere. Ar trebui ca în prima jumătate, prima oră să existe dincolo de prima reacție, să existe o anumită stabilizare. Dacă este să sperăm la o recuperare ulterioară, dacă piețele continuă să scadă și abrupt în prima parte a ședinței, există riscul unei sesiuni destul de agitate. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, mult succes în sesiunea de azi, care nu va fi ușoară, inspirație și o zi plăcută și o doză optimă de noroc vă urez. Toate bune, pe curând, la revedere!